binecuvântat să fie Domnul, Tată, Fiul și Duhul Sfânt, în toate îl binecuvântăm că merită. Aleluia. Pentru început, vreau să vă pun o întrebare, nu sunt profesor, nu sunt înțelept, nu știu, dar ce știu? Când vorbești din inimă, ajunge la inimă. Aleluia. Când vorbești de pe buze, la buze ajunge. Am o întrebare, ce-i mai mare, spune versetul, de ce vezi? Ce? Paiuri și nu vezi cu băgare de seamă? Acum, pentru început, ce-i mai mare? Paiul sau bârna? Știi ce-i mai mare? De ce vezi? Nici paiul, nici bârna, fratele meu. De ce vezi? Auziți? De ce știm atâtea? De ce vedem atâtea? E bine să nu vedem. O altă încă un lucru. Am trecut astăzi prietenul meu, unde am fost frățiorul meu, m-a purtat puțin la plimbare și m-a arătat o apă și un pește. Am văzut acolo un pește. Și m-am gândit la ceva, mă, dacă eu la biserică, să pun o întrebare. Ca să prindem peștele, de ce avem nevoie? Poți să ai Biblia. Poți să ai facultate. Dacă n-ai răbdare, nu prinzi peștele. Ajută-ne, Doamne, ca în toate. Nu mai predic acum despre răbdare, că tare multe experiențe am în câte am trecut. Dar un verset spune așa, că poporul ocolea țara Edomului. Și când ocolea, știți de ce ocolea? Pentru că n-avea răbdare. Cine n-are răbdare, ocolește fratele, ocolește sora, ocolește păstorul, păstorul ocolește membru și așa mai departe. Și bai și cu unul și cu altul. Înseamnă că toți trebuie să ne pocăim. Ajută-ne în privința aceasta. Iubiții mei, frați, iubite surori, nu știu dacă dumneavoastră ați observat, peste tot pământul parcă tare multe se întâmplă, peste tot și de ce se întâmplă. Și este un secret în Biblie care trebuie să-l știm cu toții și trebuie să ne ajute Domnul prin Duhul Sfânt în seara aceasta să-l înțelegem. Și primul lucru ce vreau să vorbesc de la început, vedem, pentru că am și tineri și pentru tineri am ceva și pentru bătrâni. Și voi împrăștea sămânța să ajungă la toți. Iubiții mei, vreau să vorbesc odată în 1 Ioan capitolul 5, versetul 4. Versetul 3, am greșit. Căci dragostea de Dumnezeu, mă frate, tu știi că eu iubesc pe Domnul? Și foarte mult spune, uitați, nu vreau să văd cine iubește pe Domnul. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și punct și ne oprim. Care sunt poruncile Lui? Că aici e problema. Aici este problema. Că mulți spun, pot să spun eu că am dragoste de Dumnezeu, dar pe dumneata nu te iubesc. Înseamnă că eu nu am. Iar dragostea de Dumnezeu stă în ceva. Dumneavoastră unde stați acum? În Germania. Eu stau în Finteușul mic și Dumnezeu mare. Dacă mă întreabă Costică, Cosmine, cum vreți, unde locuiești? În Finteușul mic. Dacă oamenii din lume ne întreabă unde stăm noi, noi stăm în poruncile Lui. M-ați înțeles? E un secret bun și cu rezultat. Bun. Căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncii Lui. Și poruncile Lui nu sunt? Nu, mă opresc puțin. Nu știu dacă ați observat dumneavoastră, mă, e greu să stau în biserică până la final. Mi-e greu să mai ascult o cântare. Mi-e greu să mai ascult o predică și oamenii se plâng că li-e greu. Știți de ce e greu? Că nu păzim poruncile Lui și poate porunca mea. Visești ceva noaptea, în biserică dau poruncă. Și poate-s poruncile omenești și alea sunt grele. Dar lui Iisus nu sunt grele. Uitați, spune că nu sunt. Mulți spune, mai grea pocăință. Nu știu, eu n-am văzut-o grea. Eu 43 din târnări, nu mi-a fost greu. De 13 ori în comă, nu mi-a fost greu. 7 ani de foamete, nu mi-a fost greu. 14 ani odată am fost sătul, nu mi-a fost greu. Sclav am fost, nu mi-a fost greu. În 16 locuri am fost numai slugă, nu mi-a fost greu. Și când am dat de Iisus, eu parcă sunt cer, eu nu sunt în adunare. Credeți-mă ce vă spun. Eu numai bucurii simt, numai pe Dumnezeu simt. S-a dus odată un frate, permiteți-mi să zic, am fost într-o biserică și zice, mă frate, cum te-ai bucurat la biserica aia? Zic, foarte minunat, eu nu m-am putut bucura.
Dar de ce? N-ai văzut ce-o făcut? N-ai văzut cum o dat boxele? N-ai văzut cât o predicat ăla? Eu nu m-am bucurat. Păi dacă tu cauți motive, nici nu-ți dă Dumnezeu bucuriuie. Eu îl caut pe Domnul. Credeți ce vă spun? Eu vorbesc biblic. N-am terminat duminică dimineață, puțin iertați-mă în paranteză. Spune în Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 29, spune așa, căutați pe Domnul, așa-i? Cine caută să se căsătorește, nu? Cine vrea să se căsătorească, caută să se căsătorească. Altul caută servici, găsește servici. Altul caută, să zic, o mașină, găsește mașină. Altul caută motive, găsește motive. Fiecare contează ce caută. Domnul m-a chemat din lume mereu să-L caut pe Domnul. Și spune, dar mă am o întrebare, o să merem în cer să-L căutăm pe Domnul? Unde să-L găsim? Știți unde este Domnul ascuns? În unitate. Știți dumneavoastră ce s-a rugat Domnul Iisus în grădină? Nu asta, noi de fiecare dată când vin la biserică să ne rugăm cum s-a rugat Domnul Iisus. Știți ce a zis Domnul Iisus acolo? Tată, mă rog ca ei să fie împrăștiați. Mereu, asta e rugăciunea. Vrei dumneata să fii frate cu Iisus? Și eu vreau. Nu, mereu mă rog pentru dumneata să fim una. Dacă vine un proroc, de mine vorbesc, nu-mi place să vorbesc de alții. De mine. Dacă eu vin în mijlocul dumneavoastră și după mine nu rămâne zidire, rămâne tulburare, eu nu sunt omul lui Dumnezeu. Eu nu slujesc pe tata. Mie tata mi-a dat permisul. Chiar dacă n-am permis să la mașină, dar mi-a dat el. Oriunde mergi, să leși urme sfinte. Oaia lasă urme și dacă e zăpadă. Și dacă e noroi, tot oaia lasă. Dacă ești oaie, urme de oaie vei lăsa. Permiteți-mi puțin că spune cântarea cântărul capitolul, nu mai vorbesc aici, spune, unde spași tu turma la miază-ți? O întrebat pe iubit și zice iubitul, știi unde? Du-te pe urma oilor. Nu i-au zis în ce biserică, nu i-au zis unde să margă, du-te tu pe urma oilor și vei vedea unde împați turma. Vai ce frumos este! Și știți, acolo nu mai fac o predică, dar puțin, că sunt prea îndrăgostit de Hristos, nu știu, dar, cred atâta că îmi clocotește dragostea asta, sunt prea fericit. Eu când m-am pocăit, știți ce, i-am luat bătăi, mă! Femeia m-a alungat de acasă, știți cum? Pleacă cu pocăiții tăi! Am zis, soția mea, de aceea vă spun aici la porunci, că nu sunt grele. Și mulți spune că e greu, de vreo pentru încurajarea dumitale. O venit soția și era cer de rugăciune să cânta cântarea aceasta. Suferință, suferință, nu mai cânt acum, că eu nu-ți cântăresc. Și spune așa, suferință, suferință, de tine parte am avut, de mica mea copilărie, pe tine te-am cunoscut. Și mulți cântă așa, suferință, suferință, te rog să pleci din viața mea. Nu, așa, frate meu, eu cânt invers. Te rog, mai rămâi în viața mea, că și tu, Iisuse, Doamne, ai avut parte de ea. Știți ce așa o cânt? Auzeam pe frați bătrâni că cântau cântarea asta, zic, mie nu-mi place cum cântați. Eu vreau să mai rămână suferință, că când Iisus e suferință în viața mea, vin răsplătirile, vin dumnezeirile, vin bucuriile și vine împărăția veșnică, glorie Domnului. Și îmi place acolo când spune cuvântul Domnului că vine o ofertă și vine porumbiță, zice Solomon în cântarea cântărilor, zice, atâtea oferte îi dă la porumbiță, mulți le trebuie oferte. Știi ce înseamnă oferte? Îi dă oferte, zice, mă, îți vom da un lănțișor stropit cu argint. Eu vorbesc de iubitul meu, nu-mi vorbi tu de lănțișor stropit de argint, că nu mă interesați pe mine asta. Măi, cum nu te interesează? Uite, îți dau un lănțișor stropit cu argint. Și oricum vine Solomon cu oferte la biserica lui Hristos. Că el are 60 împărătești, dacă nu crețesc 80 de țiitoare, dar una singură este porumbița. Și fetele o numesc fericită. Și am o întrebare, care e aceea singură porumbiță? Porumbița nu se uită unde face ciora cuibul. Porumbița se uită numai pe Hristos. Astăzi tare multe știm unde-s copacii, tare multe, nu vrem să știm, numai de Iisus Hristos și de dragostea Lui în viața noastră. Deci nu-ți trebuie. Nu las că vei dormi tu pe pat de iarbă. Nu contează numai să fie iubitul lângă mine. Ajută-ne, Doamne! Nu mai vorbesc acolo în cântarea cântărilor că vreau să vorbesc despre porunci. Acum revin. Ce spuneți dumneavoastră când soția mea a zis că mă pocăiesc? A zis, acum am doi copii cu tine. Alege! Copii sau pocăință? Alege! Dumneavoastră ce vreți să alegeți? Totdeauna pe Iisus. Și când mi-a zis soția Cosmine, i-a fost ateia din asta care nu credea în Dumnezeu. Nu crede, eu îl iubeam pe Iisus.
și la preot când am fost, am iubit pe Iisus. Deja m-am uitat la o icoană, că prima dată știi ce a făcut Dumnezeu cu mine, ca și cu Saul. Când vedeam icoanele, eu vream pe Iisus. Și vă spun, Domnul să dea înțelepciune, iertați-mă, poate nu-i bine să spun. Dar a venit un frate din ăsta la mine și a zis, mă, Cosmine, ce faci tu cu Tarzanul ăla acolo? Zice, cine-i Tarzan? Zice, acela răstănit acolo. Bă, cum zici că-i Tarzan? Păi ăsta e Iisus, mă, s-a murit pentru noi. Ăsta și-a dat viața pentru noi. Știți cât am plâns eu atunci? Când a văzut Domnul că eu plâng, pe cum să nu plâng? Și m-am dus la icoană, fiind la preotă, pe icoanele la mine au fost, știi cum, pe toate le luam în brață. Și dacă îmi spunea cineva, nu, alege, aruncăm o icoană într-un gunoi sau te aruncăm pe tine? Pe mine, pune-mi icoana sub talpa tirului sau pe tine? Pe mine, nu icoana. Așa am fost. Și când am văzut că spune că icoana ce e Tarzan, m-am dus, am luat icoana și am zis, cobor de acolo și omoară pe ăsta. Nu o coboră nimeni. Credeți-mă ceva, nimeni, i-am iubit, i-am fost disperat după icoane. Și Domnul mi-a transformat dragostea să iubesc unul care e viu. Și asta e Hristos, măriță pe numele. Și vine soția la mine și a zis, Cosmine, alege, doi copii pe mine. Zic, eu pe Hristos nu-l las. Vrei să iau chibrite să-ți dau foc la cociubă care avem? Aveam o cociubă, cu o bilibă din asta. Dă foc! Hai de mine, mă! Dă foc la casă! Nu, pe Iisus ăsta nu vreau să-l suport. Am zis atunci, soție, dacă nu mă primești, eu plec. Și mi-au aruncat niște haine, nu fac mărturisire, dar pentru încurajarea dumneavoastră. Mi-au aruncat hainele afară și mă duc pe sat cu hainele și după mine și mă duc în sat, bade, 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 mă primești? Zice, bă, cum să nu? Te primești, dar cu condiția să mulci vacile, să-mi fii slugă, că-ți mulc, că-ți fac toate lucrurile. Dar eu nu merit în pat, m-am podul graștului. Vă mărturisesc cu Sfânta Carte. Când m-am dus în podul grajdului, știți ce? Nici în fotoliu n-am dormit, nici în canapiele n-am dormit așa de bine cum am dormit în fânul ăla, că noaptea vine Domnul și mă cerceta. Și așa de bucurie au fost de numai. Vine un frate la mine, bă, Cosmine, îl iubești tu pe Iisus? Zic, da. Du-te înapoi la soția mea. Fai că mi-au zis, ce? Înapoi la ea. Dar nu mă primește asta. Mă, du-te la ea, vrei să o câștigi? Vreau. Mă, du-te la ea, dar ce să fac? Să nu-i spui nimic. Și se raps, da? Gata, mă duc acasă. E, vii pocăitor, așa-i? N-ai încoace. Mă pune jos, târâș, și ia niște încălțăminte, cum era grele, nu am us în tăte de spumă făcute. Și îmi dădea după cap, ia și-mi. Nu, trebuie pocăință. Ești pocăință, nu. Eu m-am gândit la cântarea aceasta care spune, chiar dacă ar fi să îndur din greu, dureri și lacrimi și suspine, ajută-mi Dumnezeul meu, nici când să nu mă las de tine. Credeți-mă că am simțit că îmi face masaj. Iertați-mă, așa am simțit eu. Nu-i crea pocăință. Măi, gândi, dacă îi spun la ea că nu mă doare, mi-a dat cu lemnul. Dar zic, nu zic așa. Eu cânt în gândul meu. Măi, și așa a fost cum a fost, a trecut 8 luni de zile. La 8-a lună vine un proroc la mine. Zice, bărbatule, cunosc suferința ta, dar vreau să cercetez inima nevestei tale, nu cu portocale și cu euroi, nu cum știu eu câte haine și de modă, nu, cu duc de boală, trimite-o cât de repede, Doamne. Așa am zis, credeți-mi, am fost îndrăgostit de Hristos. Și o zis Duhul Sfânt, dar să nu zici nimic nevestei tale. Așa m-a întărit Duhul Sfânt, frații mei, fiți puternici, că i-a dat Domnul putere, să rămâne satana de rușine și noi plini de bucurie, slavă Domnului. Ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, vă spun. La trei noaptea, tuna și fulgera. Măi, zic, cum să spun eu la femeie că există Dumnezeu? Lasă că o înfrig eu. Când tuna și fulgera aia trăzni, știți? Și trăznea așa tare și zic câtă soție la trei noaptea. Anca, ăsta-i glasul lui Dumnezeu câte e. Când o strigat odată, mai tare m-am timut de ea ca de fulger. Ascultați ce vă spun. Când o strigat, gata am fost, m-am panicat de ea. Și a zis, Domnul, ți-am spus să taci? Ți-am spus să nu-i zici nimic? Nu mai zic nimic, Doamne. Și-a albăstrit Dumnezeu pe copil pe partea stângă? Vânăt a fost! Pentru mine a fost ca un bulgăr de aur copilul. Și dacă murea, eu n-am simțit că moare copilul, atât de fericit am fost. Am știut că dacă copilul moare, eu tăc cu Iisus. Dacă Domnul Iisus îmi ia copii pe toți nouă care mă iam, că una s-a dus. Tăc cu Iisus. Nu știu, așa sunt, fratele meu. Îl iubesc pe Iisus ăsta și zic, Iisuse, te iubesc! Măi, și vine atunci soția, scoală,
du-te la, cum spunea acolo, la gaje în sat și cere bani. Nu, du-te, mă, că să mă la spital. Să duce la spital odată, să duce a două ore și vine soția acasă plângând. Măi, Cosmin, eu sunt doctor, că nu mi-am dat șansă. Ce să fac cu copilul? Albastru, eu n-am plâns deloc. Plin de bucurie, zic, bă, dacă moartea, dacă cel la mine în casă e Domnul, nu-i cancerul. Cancer înseamnă că cancer ești. Și în momentul ăla eram plin de bucurie. Ce se întâmplă, ce nu se întâmplă? Cine vine la mine? Soția. Cosmine, când este adunare la pocăiții tăi? Zic, marța, vinerea și duminica. Mă duc și eu. Hai, da! Asta m-a așteptat eu. Și vine soția marța. Vinerea vindecă Domnul copilul. Atenție! La două săptămâni ce face? Domnul îi dă Duhul Sfânt la soție. M-am certat eu cu Domnul. Zic, Doamne, nu-i bine. Păi eu rapt, primesc bătăi, 8 luni de zile plâng și tu îi dai Duhul Sfânt. Și zice, Domnul, dar nu ești bucuros? Nu. Că ea cântă în limbi și eu nu. Și ea n-are carte, soția mea n-are carte, deloc. Noaptea vinea Duhul Sfânt peste ea și așa de frumos cânta în limbi și apoi s-a oprit. Și eu scol din somn, scoală, ce ai tu? Scoală, mai cântă în limbi. Păi nu când eu la comandă, cântă în limbi, că mi-a plăcut. Și așa au fost. Și după aceea mi-a dat Domnul și mie și eram plin de bucurie, frații mei. Acum până aici ce spuneți dumneavoastră, a fost greu? Nu a fost greu. No, acum am început cu porunca, da? Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care sunt poruncele lui Iisus? Nu le spun câteva, ca să le știm. Secretul. Care sunt poruncele? Că dacă le știm, niciodată nu ne vom dispărți. În vecii vecilor, amin. Dacă știm porunca, dacă nu știm porunca, numai bucăți face satana biserica. Și eu nu vreau să facă satana biserica bucăți, ci vreau să fie închegată. Amin. Și acum vreau din dragoste pentru dumneavoastră, vreau să vă le spun care sunt. Că aici e secretul. Care e prima poruncă lui Iisus? Că nu vorbim de acele din lege, a lui Iisus. Nu e prima aceea. Aceea e nouă. Aceea e nouă, nu e prima aia. Hai să vă spune, nu eu, cuvântul vă spune, hai să spunem care e prima. Vedeți că găsim miezul, eu n-am școli. Că îi permite să încă ceva. M-am dus încă o dată la București, m-a chemat cea mai mare biserică acolo de apoi. Și a zis, cine Cosmin de la Baia Mare să vină că învia din morți? 83 de ore am fost și între morți, învălăi cu cerceaf. Și acolo m-a scos Dumnezeu. Albastru, 3 luni de zile puțeam mort. Dar m-a purtat cer, slavă Domnului. Și ajung la București, fiind atunci Domnul m-a pregătit, n-am fost scolarizat, nu știam să predic, nu știam nimica. Ajung acolo cu doi frate, zice, care este Cosmin de la Baia Mare? Și un frate zice, aia este, tu? Ai ceva tu pregătire? Mă arătam să n-am pe jumătate cât am. Atunci Dumnezeu mi-a dat viață. Zic, da, am. No, dacă ai, hai încoace. Tu, frate, ai, n-am nicio școală. No, tu stai deoparte, ai tu. Am vorbit până la 10, de la 10 m-am spus păstorul până la 11, până la 1 noaptea și vorbeam. Și fratele de lângă mine zice, păi fratele Cosmin n-are nicio pregătire, n-are nicio școală. Cum? Și vine păstorul la mine, păi dumneata ai zis că ai pregătire. Păi am. Păi unde ai făcut? 3 ani și jumătate în reanimare la Baia Mare. Nu m-am reanimat, acolo m-a învățat Domnul pocăința adevărată. Și una scurtă vă spun, e adevărat că pentru început a fost greu, am fost într-o biserică și când am fost în biserică zice, aici fără legitimație nu se predică. Zic, am. Domnul să te binecuvânteze, mingeantă. Când termin predica, zic că la sfârșit, eu am legitimație, dar n-am de păstor. I-am de handicapat că am fost încărâți cu rotile. Ascultați ce vă spun. E de râs, dar adevărat. E foarte adevărat ce vă spun. Când se gata predica și vine la mine, cine vine? Cine a venit? Cu două legitimații. Zice, eu am una de evanghelist, misionar, nu știu cum, și de polițai. Zic, asta îmi dă și amendă. Zice, dar spun ceva, a ta e mai valabile ca mele două. Și ne-am unit, unul cu legitimație de păstori și unul de handicapat și eram plin de bucurie. Permiteți să știți cum lucrează Duhul Sfânt. Eu sunt nebun de Hristos, că cântarea cântărilor, capitolul 5, zice, când Domnul îmi vorbea, nebuneam, cântăm, ce înseamnă un nebun? Nu se controlează. Și așa este. Permiteți să încă una vă spun, mă duc cu trenul și vine unul la mine, zice, ești pocăit? Zic, da. Mult, e pace. Nu pace, iertați-mă frați bătrâni care sunteți. Știți că mai demult se spunea pacea Domnului Iisus Hristos? De la pacea Domnului Iisus Hristos s-a ajuns la pacea Domnului Iisus. De la pacea Domnului Iisus la pacea Domnului. De la pacea Domnului s-a ajuns la pace. Adică dăm pace. De la pace, pa. Și așa mai dă. Am umblat mearem sus sau mearem jos? Și vine unul la mine așa făcut acolo în compartiment. Și zice către mine...
ești ceva pocăit, ești ceva slujitor? Zic, dar cum să nu? De Hristos, nu-mi e rușin, sunt. Și eu sunt. Și-mi scoate asta ca controlul. Nici controlul nu te controlează, așa între. Zic, uite ce legitimație am. Bă, zic, dar nu-ți controlul, eu nu te controlez ce ești. Nu, zic, dacă tu ai, și eu scot pame. Vrei să facem o misiune în, aici, în tren, să vadă toți ăștia din Egipt? Da, chelciozul ăsta cu handicapat și eu cu a mea. Nu sunt împotriva, iubiți-mă, că e lucrarea lui Dumnezeu. O scosul și am stat acolo în compartiment, permite să-mi sfiesc cum coboară Duhul Sfânt peste tot. Și o femeie când m-a văzut și zice, eu nu suport pocăiții, că când moare un pocăit, le duce cap un câine. Nici popă, nici ștergătură, nici lumânare, nimic. Și eu nu vreau. Și dintr-o dată zic, tante, vă pun o întrebare. Dacă când a murit Hristos, unde l-au dus? Păi mormânt, ca pe un câine l-au dus. Și pe mine să mă ducă ca pe el. Nu, că voi nu credeți în Maica Domnului. Cum nu? Noi credem în Fecioara Maria. Dar nu vă supărați dumneavoastră, nu credeți. Cum să nu? Tanti, aveți o icoană cu Maica Domnului. Vă rog, dați încoace. Păi Maica Domnului nu și-a scos prin cei nu s-a făcut buzele. Maica Domnului nu a făcut avort. Și apoi am început. Nu așa și surorile noastre cred în Maica Domnului. Nu se rujează ca Maica Domnului. Nu acum să vedem cine crede. Pocăiți sau dumneavoastră? Pocăiți, nu, slavă Domnului. Și acum revin înapoi la legitimație. Și atunci când mi-o zis acolo în tren și am zis așa, frate, tu cu a ta și eu cu a mea. Eu ți-e spun două întrebări și îmi pui tu și mie biblic două întrebări. Să vedem la care coboară Domnul dacă te încrezi. Dacă ai, păstrează-o acolo. Nu te mândri. Păstrează-o acolo. Dar pentru că așa m-a interpretat Duhul mine și va ști și toți aici în vagonul ăsta că Hristos este prezent. Și zice, care începe? Zice, începe tu cu a ta de handicapat. Bun, hai să încep. Pun două întrebări, dar am răspuns biblic. Și eu îți răspund biblic. Și eu nici nu știam ce întrebări să pun. Nici n-am știut unde scrie în Biblie. Zic, care a fost bucuria lui Iisus? Eu l-am întrebat pe el. Zice, când a murit la Golgota pe cruce pentru noi, zic, nu-i fals, nu-i adevărat. Acolo e altă lucrare. Bucuria lui Iisus a zis așa, Tată, te laud și te slăvesc că ai descoperit la cei care sunt handicapați, bolnavi, oloci și așa mai departe. Ai descoperit puterea ta, te laud, Tată, te slăvesc. Știți dumneavoastră că așa scrie în Biblie? Atunci a fost bucuria lui Iisus. Și ai scos din așa care sunt, cred, că așa a fost. Zic, mai am încă una, așa-i? Care a fost bucuria lui ucenicilor? Păi zice, când cântă corul, când se adună biserică la biserică. Nu spune ce o să spun. Zic, nu-i adevărat, biblic nu-i așa. Este, Doamne, și dracii ne sunt supuși? Și ce o zice Iisus? Băi, oare noi ne supunem dracilor sau dracii ne se supun la mă? Zice, dracu, urăște-l pe ăla, eu îl urăsc. La cine m-am supus? Vine Iisus, zice, iubește-l. Doamne, ajută să înțelegem. Binecuvântat să fie Domnul, nu mai vorbesc aici, revin puțin la porunci. Și așa cu o bucurie puțin să ne prospătăm și vreau să spun care sunt bucuriile lui Iisus, care este prima. Prima este în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 23. Și porunca lui este să credem. Atât, auziți numai. Și porunca lui este să credem în numele Său. Adică Iisus Hristos, care e prima. Nu putem să ne iubim unii pe alții dacă nu avem prima poruncă. Că acolo spune, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii? Păi știți de ce nu ne iubim? Păi ne iubim noi, nu noi, noi ne iubim, lumea nu se iubește. Știți de ce? Că n-au pe prima poruncă. Și în prima poruncă este să credem în El. Ce înseamnă a crede? Nu știu dacă ați văzut dumneavoastră, unii cred în vrăjători, e bună credința asta. Unii cred în icoane, e bună? Păi, multe, ucrainene cred în alte, multe aș vorbi. Dumneavoastră nu vorbeți amu când ne-ar prinde dimineață să vă vorbesc că ce credință spune Biblia despre ea. Spune că Lazar era bolnav și era pe moarte, știm. Și-a venit atunci și-a zis, crezi că Lazar va învia? Ce-a zis? În ziua de păi, nu astăzi. Mulți cred, dar nu astăzi. Crezi că astăzi Domnul face unitate? La câtă ură iese, nu cred. Păi înseamnă că n-ai poruncă. Eu pe baza poruncii pot să vă pup picioarele la toți de dragoste care-i. Eu cred astăzi. Eu astăzi cred porunca lui. Așa scrie. Acolo scrie, eu așa cred. Și mulți care nu cred, nu înțeleg. Și ei cred, dar știi ce cred, ce nu trebuie. Unii, zice, m-am mâncat în nasul rău. Și cred că astăzi îmi va fi rău. Păi că cum, Dumnezeu cu două nasuri? Nu știu dacă s-a observat. E o credință. E bună? E falsă. Păi Dumnezeu a făcut un nas. Nu unul bun și unul rău. Falsă credință. Unii, eu cred că astăzi se dă salariul, se dă bani. Dar de unde crezi? M-a mâncat palma. Dar păi la asta crezi? Și să te iubești unul pe altul, nu crezi?
falsă credință. Hai să predicăm cea adevărată în lucrurile acestea. Nu? Și acum să vă iubiți unii pe alții. Nu citesc, că dacă citesc în Biblie vă iau din timp și poate n-aveți răbdare, dacă n-aveți pe prima, folosiți-o pe a doua. Și vreau să vă spun ceva. Prima poruncă este să credem în numele Său. A doua, să ne iubim. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii. Asta e a doua. Hai să mergem la treia. Matei 28, versetul 19 și 20. Spune, mergeți în toată lumea, proiecteți Evanghelia și așa mai departe. Botezați-i și învățați-i ce să facă? Tot ce v-am? Sfatul e altceva, poruncă e altceva. Adică ce trebuie să facem noi? Nu păstorul să păzească. Păstorul, nu poporul să păzească. Toți trebuie să păzim ce? Porunca lui. Bun. Și acolo spune, învățați și ce învățătură trebuie. Să păzim poruncile. Că dacă calcă cineva poruncă, se face vinoat. Și spune că cine iubește, eu pentru că îl iubesc pe Iisus, păzesc lucrarea aceasta. Era un frate la mine în casă, cel mai mare dușman al meu. Și a venit până la mine să vadă că au auzit că nu m-a văzut că mișc. Zice, iar l-a dus salvarea pe ăsta. Și el nu știu sigur, o întreba pe urmă, ce-i cu Cosmin? Las că mă duc, eu mă prefac că-l iubesc. Și vine la casă, eu știu că e dușmanul meu cu diplomă. Ioi, frate, știe Domnul cât de mult te iubesc. Mă uitam la el așa, ai vrea să te iubească Dumnezeu pe tine cum iubești tu pe mine? Nu, nu, bine că măcar e recunoscut. Aici este lucrarea, că trebuie știut lucrarea aceasta. Și atunci noi învățăm să păzim tot. Adică ce? Tot ce ne-a poruncit. Cine? Păi cine crede în Petru? Pentru unii Petru e mai mare ca porunca lui Iisus. Acum cui poruncă să o păzim? A lui Petru sau lui Iisus? Păi la Hristos, Domnul să te binecuvinteze. Și asta ne învață Hristos. Asta a zis el. Dai să vedeți ce spune în Matei 26, adică Matei, da, 26 cu 19, dacă nu greșesc. Spune că să margă să prăznuiască praștele, da? Și-au făcut după cum i-o poruncit. Adică vedem porunca la iubire, porunca la credință, porunca la botez în apă, porunca la... Faci așa, să poruncească tot ce l-a poruncit. Hai să mergem în sumar, că mi-a timp. Așa este că-s poruncele lui Iisus ăsta. Noi să mergem la Faptele Apostolului 1 cu versetul 4. Și spune acolo, le-a poruncit că dacă nu le place în adunare, să meargă în alta. Dar cum scrie? Ucenici, așa, spune că să nu vă, așa i-a poruncit, să nu se depărteze de Ierusalim. Dar de ce? Pe când s-a vrut cu ei acolo, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Nu, acum am o întrebare. Noi ne apropiem sau ne cam separăm? Că e o poruncă, eu pe baza poruncii aceea nu mă pot depărta de biserică, de frați, de nimic. Că e o poruncă. Tăiați-mă, omorâți-mă, legați-mă de scaune, țineți-mă forțat aici că vine Domnul de aici, mă e. Unii crezi că ieșire din adunare rezolvă problema, ieșire din lume rezolvă problema. Dragul, nu spun cu toată dragostea că vă iubesc. Și acolo spune să nu se depărteze pe baza poruncii din Ierusalim. Doamne, ajută-ne să stăm acolo, să nu ne îndepărtăm. Să depărtează alții de slujbă, vorbea Domnul aici. Vasele să depărtează de legătură cu Domnul. Ăla să depărtează de legătură, așa. Noi vrem să ne apropiem că Duhul Sfânt e prezent. Mă duc sumar. Dacă citim în Faptele Apostolului, capitolul 13, versetul 47. Uitați ce spune acolo. E o poruncă ca să fim, uite, căci ne-a poruncit. Nu, acum ce să facem cu porunca asta? Ne-a poruncit Domnul, te-am pus ca să fii ce? Lumină. Nu, acum vă pun o întrebare. A venit cineva la mine și zice, frate Cosmin, ne primești ca membri în biserică? Dar zic, dar de unde veniți? Că n-ați venit de peste hotare. Că ați venit la treia casă și veniți la mine. Zice, n-am văzut lumina acolo în biserică. N-ai văzut, fraților? Și vrem să fim membri la tine în biserică. Noi nici la mine nu vedeți. Cu ochiul rău numai rău vede, binele în veci. Și a zis, nu te primesc. Pentru că eu nu fac schimburi așa. Noi nu. Eu am venit din lume, nu am venit cu transferul. Am venit cu lichidarea. Și așa că nu. Și i-am dat un sfat și astăzi s-a rămas membru în biserica aceea. Și aici spune, te-am pus să fii? Ce înseamnă lumină? Să te consumi. Lumina se consumă. Și acolo spune să fii la neamuri. Bun, mai am încă o lucrare foarte mult, atât atragem de unii de alții să vin la adunare. Și spune tot Faptele Apostolului, cu asta și închei cuvântul, 10-17 cu versetul 30. El nu ne ține în seamă. Vremul de ne?
Și ce face el? Ne poruncește. Ce să fac așa? Da. Poruncești acum, nu mâine, acum, tuturor oamenilor de pretutindeni să se... Adică pocăință e o poruncă. Mă, frate, hai să negociem. Dacă așa... Nu! E o poruncă, eu sunt obligat să fiu pocăit. Eu nu cred că aici poate ceva să-mi dea cu barul în cap dacă sunt pocăit. Stau pe bancă ca lumină, bă. Stau ca răbdător. La mulți nu le place să rabdă. Frații mei, multe ar fi lucrul acesta. Permiteți-mi, dacă vreți, două, trei versete, să predicăm încă ceva. Spune Pavel, Hristos a venit în lume să mântuiască ce era pierdut. Cine era pierdut? Cel din tâi? Dar de unde? Că eu vă văd pe dumneata pierdut, pe mine mă văd mai bun. Iartă-ne, nu gâieta, vorbesc așa o pildă. Permiteți-mi puțin așa, spune Gedeon așa. Când Gedeon a văzut îngerul Domnului, ce a zis? Citiți dumneavoastră în Judecători, 6:22. Gedeon văzut că fuseseră, iertați-mă că viu pe partea a doua puțin, că a zis că vorbesc mai împrăștiat. Gedeon văzând că fuse îngerul Domnului, a zis, vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Mult, măi, am văzut răpiri, am văzut vedenii și dă-mă vai de ăla sau de ăla. Iertați-mă, eu vorbesc despre mine, nu despre alții. Că am vreau să vorbesc despre mine. Eu dacă am relație cu Domnul, eu dacă am văzut o vedenie dumnezeiască și mă vai de dumneata, de dumneata, iertați-mă că n-am văzut nimic. Iertați-mă că spun eu despre mine vorbesc. Un om când vede o ființă dumnezeiască, zice, vai de mine, nu de popor, nu de frate, nu de sora, nu de ăla, de mine, când este prezent Domnul. Spun și Isaia, când Isaia a zis, vai de aia că dizi de dimineața așa, vai de aia că înșire vorbe așa, vai că ea fac așa, vai așa. Și când vine îngerul Domnului, ce o zis Isaia? Vai de mine, sunt eu un? Băi Isaia, dar până amu i-ai văzut pe toți, amu te vezi pe tine? Numai în prezența Domnului te vezi vinovat. Mulți spune, băi, ce proroc e Cosmin din România că nu descoperă păcatele? Păi când îngerul e prezent, mă văd pe mine nenorocit, mă văd pe mine pierdut, nu biserica. Ascultați ce vă spun. Așa îi scrie. Gândiți-vă dumneavoastră când Daniel, profetul, în profeție ce i-a arătat Dumnezeu, a văzut vedenii dumnezeiești, spune că el a stat bolnav și fața i s-a îngălbenit. M-ați înțeles taina? Dacă sunt omul lui Dumnezeu, mă văd pe mine departe. Doamne, ajută-ne prin aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, mult ar fi în 1 Samuel 12:23, dacă îmi permiteți puțin, să citim aici. Știi ce zice prorocul? Zice așa, vai de mine. De ce? Dacă încetez să mă rog pentru? Dar dacă mie nu-mi place de dumneata, mai pot ruga. Dacă eu sunt proroc, dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, îi vai de mine dacă încetez să mă rog pentru biserică. E cel mai grav păcat, auziți? Asta e datoria mea, că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai citesc că mi-e foarte mult, să amânte de Mefiboset. Știi ce spune? Vai de mine că sunt ca un câine mort. Auzi? Măi, dar ce? Vai de mine! Așa se văd oamenii lui Dumnezeu și așa mă văd și eu, să ne vedem toți așa și este foarte minunat. Iertați-mă, încă o pildă vă spun și puțin de încheiere, că eu nu mă știu opri, că mulți fac 7 ani să învețe, eu trebuie să fac 7 ani și să mai tac. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, așa de minunat în Biblie, dacă citim, n-am depistat, cum să spui, pilda, am vorbit puțin aseară, nu mai vorbesc, eu e pilda cu năvodul, că-s multe de vorbit, dar vorbesc alta. Spune Domnul Iisus că eu sunt pâinea, așa. Acum să spun, dacă El îi, noi ce suntem? Ce pâine suntem? Pentru că pe mine mă interesează pilda. La distanță vedem un lan de grâu. Când ne apropiem numai de fratele, de sora, știi cine e? Bă, ăsta nu e grâu, mă, ăsta e secară. Car o vorbă dintr-o adunare în alta, dintr-o casă în alta și nu ne trebuie pâine de secară. Vrem să smulgem secara, că vrem să rămâne grâul, frații mei. Mă duc sumar, mai este la distanță, vezi, un lan de grâu când te apropii o văzu. N-ai văzut ce mașină are?
N-ai văzut ce-a făcut? N-ai văzut unde s-a dus? Lasă-mă să nu vezi atâta. Robul Domnului e surd, mut și orb. Să vedem lucrarea lui Dumnezeu. Scoate-mă văz afară să vine greu. Nu mai vorbesc triticale, că aici e mai dureros. Dar sar și peste aceasta. Permiteți-mi să vă spună în lucrarea aceasta de ce spune cuvântul lui Dumnezeu, de pilda, care spune că vreau să una scurtă, așa să fiu, între oaie. Nu mai vorbesc despre vie. Că și acolo să știi când să tai. Că de multe când mergi în vie și dacă dumneata mergi și bași forfica în curățirea vie când este vară, am străcat via, trebuie știut când trebuie ciuntat via. Dar vreau să vorbesc că păstorul nostru cine este? Așa. Și noi ce suntem? De ce spune Ioan 10 că el e păstor și noi suntem oile? Mulți vor să fie pastori, proroci, evangheliști, Iisus vine și oile mântuiește. Și așa spunea cuvântul lui Dumnezeu, au zis numai, pilda aceasta care spune el e păstor și oaia. De unde să știu eu personal dacă sunt oaie? Știți cum mă pot asta? Aduceți o pulpă de porc, de carne, puneți jos și puneți nutreț. Ce face oaia? La ce sare ea să mănânce? Carnea sau nutrețul? No, de aici știu, dar câinile ce face? De deoparte, unitatea deoparte, postul deoparte, rugăciunea deoparte, vinitul la biserică deoparte, așa face câinele. Oaia totdeauna vine. Frații mei, iertați-mă, de aceea e pildă așa. Încă ceva. Oaia, eram ciobanul pe muntele Popivan. Știi ce face oaia când vine lupul la stână? Se pune în genunchi și dacă moare, mai întâi se pune pe genunchi și apoi fuge. Când se culcă oaia, se pune pe genunchi și apoi doarme. Oaia. Câinele, oaia obosită, se trântește și pe parte. Și pe alta. Iertați-mă, e o pildă. În toate vrem să știm, oaia linge sare, câinele dă din codă. Aleluia, ce bine în adunare. Deșeaba, ascultați ce vă spun. Dacă câine dă numai din codă, aleluia, har în adunare și tu nu linge sare, tu nu mănânci din cuvântul Domnului, iartă-mă, Cosmine, trebuie să te pocăiești. Doamne, fă-mi oaie în seara aceasta, că tu ești păstorul. De aceea trebuie să știm lucrarea aceasta. Una, vă spun, s-a întâmplat la noi la biserică, a venit un frață biserica și eu așa obișnuiesc să vorbesc pe el de noi, venite prin Duhul Sfânt, ca omul să înțeleagă. Și a zis, frate Cosmin, ca noi să ne dăm seama, vorbește-ne din pilde pe înțelesul nostru. Cum să vorbesc? Că dacă Iisus acum nu vede țarină, nu vede vie, nu vede oi, cam despre ce pilde ne-ar da? Am pilde de oi, ce vreți dumneavoastră? Dar spune despre scaun. Câte picioare are un scaun? 4. Dacă tău bucat atâta din el, cum stă scaunul? Și când stai într-o parte, ești gata să cazi. Păi dacă dumneata tai din iubire, tai de venitul din biserică, tai din post, tai din toate lucrurile, păi dar e într-o parte. Că Cleasia astăzi zice așa, că pomul încotro este înclinat, când îl tai, dacă îi spremiază zi, tai, cade acolo. Dacă îl tai și îi spremiază noapte, cade acolo. Nu așa și scaunul. Apoi zice un frate, fă-ne pildă din becuri. Zic, ce se întâmplă când plecăm de aici? Păi să sting becurile. Păi zice, nu așa ne suntem și noi cu pocăință, numai aici suntem ardem, apoi acasă numai Dumnezeu știe. Și iară nu este bine. Și cu care pildă închei? Am văzut așa o priză și zice, frate, bă, fă pildă din priză. Hai să facem ca să putem înțelege. Priza are 3 fire. Pe unul îl cheamă pământesc. Păi dacă îmi dă fata să stau cu ei, mă pocăiesc, dacă nu, eu nu mă pocăiesc. Asta e pământescul. Dacă pocăiți îmi fac casă, mă pocăiesc, dacă nu, nu mă pocăiesc. Păi Iisus îți dă cerul, nu-mi trebuie, mie casă îmi trebuie, nu cerul. Și ăștia-s pământești, nu sunt bune. Apoi mai rămâne și plusul, rămâne și minusul. Minusul devenit la adunare cu minus. Luatul cinei e minus. Cu iubirea în minus. Cu iertarea, cu răbdarea, numai. Dar minus, minus, minus. Și unii sunt plus. Și atunci vine minus, lasă că tu ai de unde, că tu ai motor, tu ai mașină, tu ai salari, tu poți să mergi, dar eu nu pot. Și să atinge unul de altul, să face scurt circuit, să sting becurile. Și zice lumea, noi apocăiții, ajută-ne, Doamne, ca minusul să zică, Doamne, mă recunosc că ăsta sunt. Binecuvântat să fie Domnul și vreau să închei una singură, dacă mai permiteți, că foarte mult am vorbit. Lucrări sunt, vindecări sunt, cea mai scurtă vreau să spun și închei. S-a întâmplat că aproape 17 ani am luat Moldamin. Nu știu dacă știți ce e medicină, ce e sabă. De 2 milioane ca putere. Pentru că când am dormit eu de mic copil până zăpadă, peste tot cum am dormit, și trebuia să mă duc la Moldamin. Asistenta trebuia să facă rapid.
Așa? Și cum să facă rapid, să-mi dea, deci nu a apucat să prepare, o explodat sirinca, s-o împrăștea pe pereți și așa mai departe. S-a întâmplat în unele din zile când a fost sărăcia cea mai mare și am zis așa, ultima șansă mea de trăire, am 2 kg de nuci, sâmburi de nucă. Și trebuia să mă duc 8 km de la Fintușul Mic la Șomcuta. Și am zis, Doamne, n-am ulei în casă, n-am mâncare, am uns, atenție, sunt cel mai bogat. Asta a fost atunci, nu acum. Acum am, că am văzut că și din pâine mai am și miezuri pe jos. Am, să mă înțelegeți. O fost, o trecut, sunt cel mai bogat om. Și s-a întâmplat așa căci, am zis, Doamne, nu am ulei, nu am pâine, n-am nimic. 2 kg de sâmburi, ce să fac? Mă duc să-i vând. Am luat și eu o bicicletă rondiușă, când am ușa aceea legată cu ață, să mă duc 8 km. Când mă duc pe asfalt, zice Duhul Domnului, du-te pe drumul acesta pietros cu belți cu apă că ploaseră. Am zis, Doamne, dar păi Duhul Sfânt trebuie să-mi dea un drum drept pe asfalt, nu să mă abate din drum. Nu mi-a plăcut cum vorbește Duhul Sfânt. Mulți spun că au Duhul Sfânt, dar și lui Pavel o zice ce-l așteaptă, nu mai vorbesc eu acum. Mă duc pe drumul ăla, vine Duhul Sfânt la mine, zice, oprește-te, dă-te jos de pe bicicletă. Pentru că sâmburile care ai, nu ți le va cumpăra ca umede. Doamne, dar acasă Duhul Sfânt nu mi-a spus mă pe drum? Atunci eu ce-am făcut, era toamnă, după ce s-a oprit ploaia și soarele, și am pus jaca neagră, am avut, și aceea am primit-o de la cineva, am pus-o jos și am golit sâmburile acolo, am stat 5 minute. Judecați dumneavoastră în sărăcie ce gând slab am avut. În 5 minute să se usucă, s-a putut? Nu s-a putut, că era toamnă. Din nou am luat, am pus și m-am dus încă 500 de metri. A venit Duhul Sfânt, zice, oprește-te, nu-ți vor cumpăra sâmburile că-s umede. Am zis, mai stau 10 minute. I-am pus pe jacă și am stat soarele cum era acolo și stăteam 10 minute să se usuce. Dintr-o dată, din rază de soare, s-a deprins o lumină. Și a venit peste mine, mi-a făcut o rază, așa cum bat razele. Nu pe sâmburile să le uscă. Și a venit pe mine, m-a umbrit, m-a atins partea inimii și raza s-a retras și a dispărut. De acolo n-am mai auzit nici voce, nici experiență, nimic. Am luat sâmburile, m-am dus în Șomcuta, 8 km cu bicicleta, s-au umplut roțele cu noroi, am ajuns acolo, când mă duc unde cumpără sâmburi și am dat, zic, am și eu 2 kg de sâmburi. Pune mâna așa cumva, doamna aia, sume de nu le iau. Știți cum am întristat? M-am dus atunci la oameni în sat, era spitalul, nu mai este spitalul, Șomcuta Mare, și am zis, bună dimineața, bună ziua, vă rog din tot sufletul meu, primiți-mi aceste sâmburi să puteți să le uscați, că nu am mâncare acasă și vreau să duc ceva la copii. Nimeni din casă nu m-a primit, nimeni nu m-a acceptat să mă usucă sâmburile. Eram atât de trist. Și venim pe drum, zice Duhul Domnului, te-am vindecat de reumatism cronic, asul la inimă, făceam prefacte, luam baligă de pe câmp și noi făceam pe jos, nu covoare și persiane, că mă tem să calcă drumul de sculț, unde mă duc de multe ori. Am pus cu baligă pe jos, vă spun sincer, când am luat baliga, am făcut prefactul și am căzut peste pragul casei. Când m-am dus în pădure să tau lemne, de pe crenci, adică așa, am scăpat și era să-mi dau cu securea. Deci făceam criza asta, că dacă întrerupeam moldaminul, făceam criza, cădeam jos. Durerile erau mari, n-am mai rezistat. Și a zis, Domnul, te-am vindecat inima. Viu acasă, m-a așteptat copii, atunci erau 7 copii. Tati, tati, ne-ai luat ceva? Zic, nu am nimic. Luați și mâncați din sâmburi, dar nu multe, că o merge în luna viitoare. Altă mâncare, nimic. Eu vă mărturisesc acum într-un minut termin, că ați folosit-o pe a doua, și s-a întâmplat că ce-am luat moldaminul, l-am pus în buzunar și serinca. Și a fost vineri, n-am să niciodată, că mă duceau cu căruța să-mi facă moldaminul. Credeți ce vă spun? Mă durea groaznic. Aveam de aici nodule și eu nu obișnuiesc să pun umiditate, cum am fost copilul pădurii, mi se lipeau hainele de piele. Și eu nu mai rezist cu o peresă din asta pe mine. Și am pus serinca și mă duc la... Și am zis, Doamne, te rog, spune-mi cum să fac. Să-mi iau un moldaminul să mă duc la slujire sau să iau moldaminul după? Și atunci Duhul Domnului nu mi-a răspuns nimic. Zic, mă duc mai bine la biserică, când îmi face moldaminul, trebuie să stau cel puțin 7 ore în plânț. De durere, că aveam tot noduri, nu mai rezistam, 17 ani, nu mai zic multe. Și atunci am stat, mă duc în biserică, o soră veltorică, o cheamă, zice, am văzut o vedenie, se făcea că a venit o lumină din partea Domnului peste fratele Cosmin
Și în lumina aia s-a făcut o serincă, dar foarte mare serincă. Și așa dintr-o dată eu apăsat, până au dat tot lichidul. Și au zis, domnul, așa, bărbatule, ți-am făcut eu moldaminul. Aleluia. Pentru totdeauna. Iubitul meu, moldaminul era în buzunar. Vă mărturisesc, îs 15 ani, n-am mai făcut moldaminul. Iisus ne iubește. Iertați-mă și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Nu merit să fiu ascultat. Eu trebuie să ascult de Domnul. Amin. Revarsă-ți azi iubirea peste ființa mea, să pot cânta Iisus spre slava.